Astăzi a avut loc la Palatul Administrativ din Baia Mare ședința periodică de analiză măsurilor luate pentru siguranța elevilor în școli. Pe lângă cifrele prezentate și deciziile luate de factorii responsabili, astfel încât tânăra generație să nu fie implicată în acțiuni infracționale, prefectul județului a venit cu o cerere pe care pe mulți va bucura. Aceea ca polițiștii de la circulație să nu mai monitorizeze traficul ascunși printre mijloacele de transport parcate. Se vine de la Mara, aș dori dimineața poliția lucrurilor să nu stă mașini, să fie pietonal la intersecția de trecere de pieton. Și vă spun punctual unde este. Deci acolo la trei oară de dimineața. Unde este semaforul? Unde este trecerea de pieton nesemaforizată? Eu n-am spus că trebuie să-i fugurim pe prunci pe trecere de pietoni. Nu. Dar ei săracu, folosesc socializarea asta cu telefonul. Și uită să ajungă la ora la 8. Și încep o stare de nervozitate pentru cei care se merge la alte școli cu mașinile. Aș vrea să fie acolo echipaj care să fie pietonat. Nu se urmărească, da, șoferul când nu dă prioritate să fugă după el. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a afirmat că ar fi foarte importantă prezența polițiștilor de la circulație în zona școlilor. Anton Rohian a mai cerut astăzi un lucru care ține tot de polițiștii de la rutier. Ce să fie drumurile bune în județ, accesibilitatea la școli deja devine o problemă legată de viteza prin localitatea mașinilor. Aș vrea să luați în vedere școlile care sunt în proximitatea acestor drumuri. Eu am încercat să vorbesc cu primarii, pentru că când va trebui să aranjăm niște alei pietonale, riscul este foarte mare de circulat astăzi, ca să vedeți ce bine facem noi. Am făcut drumurile bune, nu avem probleme cu ele. Poate facem apoi și altă pe aia, nu probleme, reușim. Anton Rohian a amintit că problema este întâlnită la Cavnic, la Călinești, dar și pe Valea Izei.